nu știm încă dacă... Deci, contează foarte mult cine câștigă primăriile din capitalele de județ. Din reședințe. Aveți vreo șansă județ să câștigați primăria la București? Depinde de felul în care va fi pregătită candidatura. Uite, mă gândeam așa, dumneavoastră, chiar da. Mi-am notat aici o chestiune, o idee. Puteți verifica, nu e o poveste venită, să spunem așa, pe loc. Mă gândeam de ce n-ați intrat într-o competiție pentru primăria capitale. Pentru că dumneavoastră aveți 18 ani de politică și practic niciun succes într-o confruntare directă cu electoratul. N-aveți o confruntare directă cu electoratul, faptul... să spuneți, domnule, am fost ales primar sau președinte. N-aveți. Dar e un test important pentru un om politic. Faptul că am obținut 5 milioane de voturi, într-un fel, și nu vreau să discut despre felul în care am pierdut alegerile prezidențiale, eu cred că reprezintă un succes mai mare decât al oricărui alt om politic. Sigur, pe Traian Băsescu îl las deoparte pentru că el a câștigat aceste alegeri. Ion Iliescu a avut cel mai mare scor obținut vreodată în România. A, bun, e adevărat. Perioada în 1990. Da, e corect. Gândeam la ultima perioadă. Deci, din acest punct de vedere, nu am o mare problemă și nu vreau să merg să-mi testez, să spunem, popularitatea sau să văd simpatia oamenilor într-un loc sau într-altul, numai pentru a face un test electoral. Din punctul meu de vedere, cel care va candida la București trebuie să cunoască bucătăria orașului. Trebuie să știe care sunt problemele. Eu trăiesc în oraș, așa, cunosc destul de bine, destul de multe, știu multe lucruri, dar întotdeauna am avut această mentalitate de premiant, trebuie să recunosc. Nu m-am dus niciodată la un examen fără să fiu pregătit pentru examenul respectiv. Deci, cum mi-ar sta să merg... Știu, Traian Băsescu a făcut chestiunea asta, dar el e un alt stil. Mm-hmm. Eu sunt... eu aș merge, spre exemplu, dacă... într-o campanie de genul acesta, aș merge, dacă aș cunoaște toate străzile din București, dacă aș ști care sunt problemele în fiecare dintre sectoare, dacă aș... Marian Vanghelie bun de candidat la București? Candidatul de București va fi candidatul pe care îl va decide organizația de București. Nu, asta e un răspuns, știți cum e. De fapt, nu e un răspuns. Este un răspuns pentru că în momentul de față nu poți să ai un aveți candidat... un favorit? Nu se poate nu să nu ai... vă fi gândit dumneavoastră... Vă răspund altfel. Așa. Datorită felului în care este constituită organizația de București, numai cel care se susținut de această organizație va putea să fie candidatul organizației. Deci, e o chestiune până la urmă legată de un anumit mod de funcționare a sistemului politic în PSD, în București în special, și de asta va trebui ca organizația, pe baza evaluărilor pe care le vor face și în funcție de obiectivele pe care și le stabilesc, să decidă candidatul. Va fi Vanghelie, va fi altul. Ei trebuie să decide acolo, împreună cu conducerea partidului, mi se pare absolut normal. Ce ziceți acum când Cosmin Gușa a ajuns la vorba dumneavoastră? Candidează la București după ce îl trimiteați la un moment dat în bătălia pentru București. Știu, el a decis și el are... are foarte multe calități, este un tip plin de curaj, cred că e un bun organizator. Problema atunci, într-un fel, era legată de aceeași concepție pe care v-am prezentat-o acum. Eu am considerat că el ar fi trebuit un an de zile să meargă ca prefect al capitalei pentru a învăța problemele, relațiile cu Consiliul General, elementele foarte concrete ale vieții capitale. El a crezut că poate, și eu n-am fost de acord, trebuie să recunosc, că poate să fie un candidat strict pe o bază politică. Eu sper că de data aceasta, având mai mult timp să se pregătească, în sfârșit și cu experiența pe care am mai dobândit-o, așa, ce se sperați? Va prezenta altfel. A, că se va prezenta altfel. Da. Credeam că spune sper să câștige, că atunci era chiar interesant. Nu. Deci, în orice caz, Cosmin Gușa a evoluat foarte mult. Chiar dacă eu am avut numeroase controverse cu el, nu pot să nu recunosc lucrul ăsta. Controverse ați avut și cu domnul Mitra, care acum se ocupă de campanie electorală a Partidului Social Democrat. Da. Relațiile dintre dumneavoastră și domnul Mitrea s-au refăcut, ca să zicem așa? În mare măsură. Eu cred că și în legătură cu el și cu alți colegi care au considerat că strategiile individuale de supraviețuire sunt mai bune decât o acțiune politică, știu eu, coerentă la nivelul echipei de conducere. Până la urmă s-a văzut foarte clar că partidul n-a câștigat din sacrificarea unora dintre lideri,
mă refer și la mine, bineînțeles, și cred că în acest moment și Miron și alți colegi au înțeles că este esențial. Nu era domnul Mitra cel care dădea declarații la DNA?